Abia 2 ani, dar a fost pusă pe lista de așteptare pentru viață. O fetiță s-a născut cu o gaură în inimă. A supraviețuit însă, dar a avut nevoie de o operație complexă. Fără bani, părinții nu au reușit să găsească un doctor care să facă intervenția. Singurul ajutor a venit de la Fundația Mereu Aproape. După doar 2 săptămâni au programat-o pe fetiță pentru operație la Spitalul Monța din Capitală. Astfel, s-a mai tăiat un nume de pe lista de așteptare. Opa! Vreți să ne jucăm? Claudia are aproape 2 ani. Prin ochii ei mari și negri, abia a început să vadă lumea. Adoră să se joace și să alerge, chiar dacă soarta i-a jucat o festă și a ajuns un trup fragil. Avea fetița 3 luni jumătate, 4 luni. Și ne-am dus la medicul de familie și ne-a spus că e ceva în neregulă cu fetița, că este foarte slabă. De atunci, fetița abia dacă a luat în greutate. Acum Claudia cântărește 6 kg, mult mai puțin decât greutatea medie a unui copil de vârsta ei. Explicația a venit în urmă cu 15 luni și a panicat pe părinți. La vârsta de 6 luni am fost la cardiologie și mi s-a spus că are o gaură în inimă. Într-o simplă răceală, simplu necare să fie radicesc cu ea. Asta și în somn. Eu cred că există ceva mai tragic în viață. De atunci, părinții Claudiei au tot bătut spitalele din capitală, în speranța că își vor putea salva fetița. Doctorii au găsit o soluție, dar în spitalele din România speranțele se plătesc scump, cu bani sau cu răbdare. Ne-a explicat că este de făcut o operație pe inimă. Am așteptat până mai mult timp, până ne-a pus pe lista de așteptare. A trecut un an de zile. Salvarea a venit când se așteptau mai puțin. Toată lumea ne învăța să trimitem un e-mail la Mereu, Fundația Mereu Aproape. Noi am zis că nu o să fim noi pe listă. La o săptămână ne-a sunat ca să vină la spitalul acesta să îi facem operația. Uite că există miracole și Claudia trăiește datorită acestui spital și vreau să-i mulțumesc. Mulțumesc familiei pentru că a avut încredere în Fundația Mereu Aproape. Cu asta ne ocupăm, împreună cu toți cei de acasă care ne ajută să salvăm vieți. Și mulțumesc pentru șansa asta. Claudia a fost operată într-un centru cardiovascular privat din capitală. Este vorba de orificiu la nivelul septului care separă cele două cavități superioare ale inimii numite atrii. Ne așteptăm ca evoluția ei să fie bună, iar ulterior recuperarea este completă. Practic va avea o viață normală. Operația nu le-a pus probleme nici medicilor și nici pacientei. Cu toate acestea, mama Claudiei abia și-a putut stăpâni emoțiile. După 2 săptămâni de la intervenție, fetița a fost externată și a ajuns acasă cu șansa de a crește fără probleme.